Dai, era facuto consultare Rendo Club di Ligantri per incare, le hanno sollecitato opzione a loro coprivire la numărul de echipe pentru sezonul următor, Da? având în vedere faptul că nu a putut disputa toate cele 268 de meciuri din perspectiva noastră, orice criteriu de departajare am aplicat o anumită doză de subiectivism, ori asta afectează principiul meritului sportiv, așa încât am solicitat punctul de vedere al cluburilor. 13 cluburi din Liga 1 au fost de acord cu un sistem cu Botoșani a fost de acord, 16 nu? echipe. Da, Botoșaniul nu a fost de acord. Am și vorbit cu președintele lor. Mi se pare corectă poziția pe care au avut-o și au și justificat-o și până la urmă am apreciat faptul că, deși știau că cealaltă cluburi agrează varianta cu 16 echipe, și-au exprimat punctul de vedere și asta e un semn foarte bun că nu trebuie să existe întotdeauna consens, eu personal nu cred în consens. Deci 13 cluburi, sistem cu 16 echipe, un club împotrivă, de asemenea pe criteriile de departajare a intervenit o modificare pentru că cei de la CFR ne-au anunțat că a fost o eroare și se aplică varianta 1 cu privire la modalitatea de departajare, adică puncte per meci raportat la întreg sezonul Da. competițional, așa încât dacă astăzi Federația Română de Fotbal va agrea în cadrul Comitetului Executiv, care va începe, cred că la ora 11, criteriile de departajare propuse de către cluburile din Liga 1 și sistemul competițional, vom vedea un clasament în care Dinamo nu este pe penultimul loc în play-out și, de asemenea, vom vedea probabil din sezonul următor, repet, cu acordul Comitetului Executiv, un campionat cu 16 echipe. Din punctul dumneavoastră de vedere, câștigă fotbalul românesc? Acum să vă spun opinia mea. Mie personal, ca iubitor al fotbalului, îmi convine. De ce? Văd mai multe meciuri, revin și echipele de tradiție, rămâne și Dinamo care era cu un pas în Liga a doua, deci tot rău spre bine. Da, eu cred că un număr mai mare de echipe în Liga 1 este corelat cu suprafața geografică a României, cu Da? numărul de locuitori și, de asemenea, aceste 16 echipe aflate în vârful piramidei pot contribui inclusiv la dezvoltarea fotbalului la nivel regional. În plus, din sezonul următor, ar avea șansa probabil mai multe echipe să vină din Liga a doua, Liga 1 și să demonstreze că pot rămâne pe prima scenă fotbalistică. 100% ultimul loc va juca baraj cu locul 3 din Liga a doua, în cazul în care se trage Dacă acest meci. se va agrea acest sistem competițional cu 16 echipe, dar ultimul loc va juca baraj cu Liga 3-a și indiferent de modalitățile de departajare aplicate, chindia rămâne acolo, adică ea va juca baraj cu cei de Domnule la Ștefan, Cluj-Napoca. dacă cumva Federația, mă rog, CEX-ul, nu este de acord cu propunerea făcută de forul pe care îl conduceți dumneavoastră, ce s-ar putea întâmpla? Ce am putea vedea? Că mă gândesc că ați luat în considerare și un plan B de rezervă în care CEX-ul spune, nu, domne, nu vrem 16 echipe. Eu cred că CEX-ul va agrea această variantă, mai ales că domnul Burleanu a ieșit public acum câteva zile și a spus că agrează acest sistem cu 16 echipe, ba din contră a și făcut un studiu pe acest sistem. L-am văzut atunci că așteaptă o propunere de la Liga Profesionistă și de la cei 14 cluburi. Dacă nu se agrează acest sistem, oricum trebuie să aplici criteriile de departajare pentru a întocmi clasamentul atât la nivelul play-off-ului cât și al play-out-ului și vedem cine e pe poziție de baraj, cine e pe poziție de retrogradare Da. și acționăm mai departe. Domnule Dar, Ștef... repet, eu cred că astăzi vom avea o decizie favorabilă. Ea este în beneficiu fotbalului românesc și cred că în astfel de momente, indiferent de discuțiile pe care le mai vedeți între federație și ligă, care poate pot fi considerate chiar constructive, cred că astăzi va fi luată cea mai bună decizie în interesul